Abarth 500 e o mică bestie derivată din Fiat 500 și transformă în sărbătoare fiecare oprire la semafor și fiecare demaraj în forță. Aparent, Abarth 500 e un Fiat 500 tunat, însă în realitate îți dai seama că ai de-a face cu două mașini total diferite. La primul contact vizual, Abarth 500 pare o fetiță drăguță, căreia îi stă foarte bine când e un pic îmbufnată. E aproape obligatoriu să zâmbești când vezi mașina asta și în primele minute habar n-ai ce are să-ți facă. Fiindcă e un Abarth, nu un Fiat, toate siglele au fost înlocuite și scorpionul se face văzut peste tot pe unde ai fi tentat să privești. Pe volan, pe grila din față, pe portbagaj, pe motor și pe aripile spate. Evacuarea dublă, eleronul și jantele din aliaj ușor de 16 inci trădează temperamentul coleric al acestei mașini jucărie de puțin peste 3,5 metri lungime. De îndată ce pornești motorul, o mică vibrație nervoasă îți traversează coloana vertebrală și aproape îți ridică părul de pe mâini. Nu degeaba austriacul Karl Abarth, care dă numele acestei mărci de performanță a Fiat, s-a făcut remarcat prin sisteme de eșapament de înaltă performanță. La interior, Abarth 500 păstrează aceeași notă sportivă de la exterior. Scaunele de tip scoică au susținere laterală exemplară, iar pielea e prezentă acolo unde trebuie, pe volan, pe schimbătorul de viteze și pe maneta frânei de mână. Interesant e că atunci când strângi în mână volanul sau levierul frânei, degetele ți se cufundă ușor în piele, la fel ca la mașinile foarte scumpe. Cam aceeași senzație tactilă ți-o asigură și acoperișul ceasurilor de bord, care este și brodat cu ață roșie. Din păcate, aceste detalii relevante pentru percepția calității contrastează foarte puternic cu elementele din plastic. Practic, tot ce înseamnă plastic în habitacul acestei mașini îți poate rade un strat de piele dacă nu ești atent. Fiindcă Abarth 500 e sinonim cu echipare de top, sunt puține elemente care lipsesc. Din cauza că e o mașină de oraș și gândită pentru distracție, n-are cruise control și nici navigație în cei 20.000 de euro pe care îi cere producătorul pentru un exemplar ca cel din imagini. Acestea neajunsuri trec aproape neobservate după ce descoperi ce e cu adevărat important pentru acest mic automobil italian. Felul în care merge. Accelerația e fenomenală ca percepție și chiar și pe hârtie. Motorul turbo pe benzină de 1,4 litri ce scoate 135 de cai putere asigură un sprint până la 100 de km pe oră în 7,9 secunde. Senzația de accelerare puternică e întărită de urletul animalic al evacuării la peste 4000 de rotații pe minut. O surpriză de proporții vine de la comportamentul pe curbe. Teoretic, o mașină atât de mică nu e chiar potrivită pentru distracție pe drumuri virajate, dar setările suspensiei lui Abarth 500 îți permit manevre șoferești de înaltă precizie și periculozitate. Ruliul caroseriei este practic inexistent și fiecare pierdere ușoară de aderență îți permite să redresezi precis, fără să fii un pilot profesionist. E greu de spus dacă merită să dai 20.213 euro inclusiv TVA 24% pe o mașină ca cea din imagini. Deși nu e foarte practic, Abarth 500 e un automobil emoționant, foarte bine desenat și incredibil de plăcut în condus. Iar pentru modul în care îmbine toate astea, face toți banii.